Bună ziua tuturor! Eu o să vă prezint ideea mea de afaceri servicii juridice la domiciliu, în principiu axându-mă pe orașul Ialoveni. Desigur că există o problemă și aceasta este că persoanele în etate sau cele cu necesități speciale, în special în localități rurale, au un acces dificil la serviciile juridice, deoarece toate birourile de avocați se află doar în orașul Ialoveni. Respectiv, noi suntem unici, deoarece oferim servicii juridice la domiciliu. Dumneavoastră nu este necesar să cheltuiți nici timp foarte mult și nici resurse maxime pentru a vă afla drepturile dumneavoastră. Noi venim ca să vă informăm. În timp ce am studiat, am cercetat piața, am folosit desigur mai multe metode pentru care am studiat extrasul din registrul cabinetelor de avocați, dar și a birourilor asociate de avocați. Am studiat paginile web a prestatorilor de servicii de consultanță juridică din raionul Ialoveni, dar și am intervievat telefonic 125 de locuitori ai raionului Ialoveni. În urma analizei am constatat că în raionul Ialoveni sunt 98.000 de locuitori, dintre care 15 locuiesc în orașul Ialoveni, iar 83 în cele 6 comune, dar și 18 sate. Ceea ce îmi permite ca să am cel puțin 16.000 de familii care ar fi potențial beneficiari ai serviciilor juridice. Iar în urma intervievierii celor 125 de locuitori, am depistat că fiecare al patrulea persoană care a fost intervieviată ar fi de acord ca să accepte acest serviciu la domiciliu, iar dacă vorbim de persoanele în etate, fiecare a doua persoană ar fi de acord la fel să accepte aceste servicii din cele 57 pe care eu le-am intervievat. Ca concurenți la moment vor fi cele 32 de birouri de avocați care sunt înregistrați conform datelor de la Ministerul Justiției, dar din cauza că ei nu se deplasează la domiciliu, aici eu am un avantaj. Deoarece, cum spuneam, în serviciile mele am consultație juridică la domiciliu și asistență juridică în completarea documentelor cu caracter administrativ, la fel la domiciliu. Desigur că avem și avantaje. Primul avantaj a fi un tarif mai redus comparativ cu cel mediu pe piață, deoarece tarifele medii sunt de circa 600-700 de lei la moment, însă eu aș putea începe cu 500 de lei. La fel, un avantaj este că oferă aceste servicii la domiciliu, ele asigură o sporire substanțială comparativ cu concurenții, ceea ce îmi permite că voi avea mult mai mulți clienți. Totodată, în procesul de promovare a serviciilor, dar și identificarea clienților, voi putea face prin intermediul organelor administrației publice locale, în special cu asistenții sociali. Asta îmi va permite ca să minimizez costurile pentru promovare. La nivel de echipă am nevoie de un manager care va fi și fondatorul și, desigur, un asistent care va comunica cu clienții. Investiția inițială este de 25.000 de lei. La fel am și câteva previziuni financiare, nu o să mă opresc la fiecare, însă pot spune că total costul va fi de 694.000 de lei 700. La venit va fi în aproximativ 763.200 de lei, iar profitul va fi de 68.500, ceea ce îmi permite ca eu să-mi recuperez investiția în cel puțin 0,4 ani, adică un trimestru. Și, desigur, vom avea și unele beneficii sociale, deoarece noi oferim posibilitatea ca și cei care sunt în incapacitate de a se deplasa în orașul Ialoveni să beneficieze de asistență juridică. La fel vom acorda suport consultativ juridic clienților pentru ca să-i ajutăm să-și rezolve problemele juridice care le au și nu în ultimul rând vom contribui la creșterea nivelului de alfabetizare juridică a clienților. Și da, suntem unici pentru că noi vă aducem legea acasă. Mulțumesc! Întrebări din partea juriului? Nu avem. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Da, sigur. Da. La avantaje competitive am văzut că ați scris doar prețul, da? Mai mic. 500 de lei versus 600 sau 700. Da. În primul rând, eu nu cred că asta ar trebui să fie vreodată un avantaj competitiv. Dar în afară de asta, prin ce vă diferențiază pe dumneavoastră
de celelalte 36 de birouri sau avocați din regiunea Ialoveni. Mersi. Mulțumesc pentru întrebare. Cum spuneam, serviciile de avocați de obicei nu prestează servicii la domiciliu, adică ei nu se deplasează la persoane acasă ca să-i ajute să-i consulte, da? De aceea, unele persoane chiar care sunt în etate, cum spuneam, sau cele care nu au capacitate de exercițiu de plină, nu se pot deplasa direct la ei. De aceea, eu prin intermediul cu o să merg la ei la domiciliu, cumva o să fie un avantaj, atât pentru ei cât și pentru mine. Ok, aceste persoane care sunt de obicei, nu știu, vulnerabile, invalizi și așa mai departe. De obicei, chiar dacă se adresează sau au vreun proces, au asistență juridică garantată de stat. De ce ar recurge la serviciile dumneavoastră plătite dacă pot să beneficieze de servicii gratuite? Mersi. Pentru că noi suntem, cum am spus, adică nu toate persoanele care sunt, care sunt vulnerabile au asistență juridică garantată de stat, pentru că chiar noi ne-am ciocnit cu ideea că în momentul în care am avut nevoie de a ne deplasa la un notar pentru a efectua careva act, cumva ne-am ciocnit de problema că nu avem cum, de aceea este necesar totuși să se deplaseze cineva la domiciliu ca să stabilească acel